criză de alimente, criza gazelor, criză de energie, dar deasupra tuturor este criza de sânge. Un gest salvator care nu ne costă nimic, dar este extrem de valoros. Îl putem face fiecare dintre noi pentru a ajuta un semen aflat la cumpăna dintre viață și moarte. Vorbim despre donarea de sânge, act caritabil și onorific. Donatorul dăruiește viață din viața lui și pentru că nevoia de sânge este permanentă, vă invităm în minutele următoare să-i cunoaștem pe câțiva dintre anonimii salvatori. Sănătate! Formulă de salut, urare, dar și cel mai mare dar prețuit doar atunci când l-am pierdut, iar uneori este suficientă doar o picătură de sânge pentru a-l recâștiga. Mafiul la Centrul de Transfuzii Pitești este locul de unde fiecare picătură de viață pleacă către oamenii aflați în suferință pentru a salva la rândul ei alte vieți. Donez sânge de aproximativ 5-6 ani și o fac pentru binele oamenilor, pentru cine are nevoie de acest sânge și în general pentru sănătatea mea și tuturor. Ce mesaj aveți pentru semenii noștri care ar putea să facă acest lucru? Să doneze? Foarte mare curaj, că nu este nicio fel de problemă la donarea de sânge și să facă bine la toată lumea care are acest nevoie mare de sânge. Este nevoie de oamenii inimoși cu curaj să vină să doneze. Practic, acest lucru nu ne afectează sănătatea, dimpotrivă, sângele se regenerează. Donatorii onorifici dăruiesc viață la propriu, iar pentru gestul lor atât de prețios, legea încearcă să le mulțumească și să-i motiveze să revină la centrele de transfuzii, pentru a ajuta alți suferinți să învingă în lupta cu moartea. În afară de analizele pe care le avem gratuit cu ocazia acestei donări, primim o zi liberă de la serviciu, de la școală, de asemenea se primește un card nenominal cu o sumă în valoare de aproximativ 70 de ron, reducere pe transportul în comun la jumătate de preț o lună de zile și, bineînțeles, cel mai important, satisfacția, mulțumirea sufletească că am salvat viața unui pacient aflat în suferință. Am venit să donez pentru că eu am nevoie ca sănătatea mea să fie bună și sângele meu să ajute și pe altcineva. Ați mai făcut acest lucru? Da, de 5 ani donez. Bravo! Am început să donez pentru că tatăl meu a avut nevoie pentru o operație și de atunci am continuat, pentru că am văzut că este o necesitate mare de sânge în țară. Sunteți conștientă de faptul că gestul dumneavoastră salvează atâtea vieți? Cu siguranță. Și cum vă simțiți? Toate echipamentele folosite în procesul de donare sunt sterile și de unică folosință, astfel încât siguranța donatorilor să fie maximă. Bine, n-am o problemă, nu este rău, nu am nicio problemă. Pentru ce ați donat? Am donat ca să persoanele care au nevoie de grupa mea, am RH negativ, să primească o șansă la viață. O șansă, da. Medicii vin cu câteva recomandări către potențialii donatori înainte de recoltare. În dimineața donării este recomandat să mâncăm ceva fără grăsimi, ca într-o zi de post. Pâine, covric, dulciuri, apă, ne hidratăm bine, să nu fim obosiți, să fim odihniți și, repet, hidratarea este foarte importantă în dimineața donării. Sunt aici în speranța de a salva o viață și, bineînțeles, și pentru regenerarea organismului. Pentru binele. Donator poate fi orice persoană, clinic sănătoasă, care are o greutate de peste 50 de kilograme și vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, ceea ce înseamnă că mulți dintre noi putem salva măcar o viață doar printr-o simplă donare de sânge.